Slăviți să fie Domnul, în numele Tatălui, Fiului și a Sfântului Duh. Frați, iubite, surori, Hristos a înviat. Adevărat, amin. Dați-mi voie să citesc două versete din Epistola Sămurnicească lui Iacov, capitolul 1 cu versetul 22 și apoi din Psalmul 76 cu versetul 11. Fiți împlinători ai cuvântului, nu numai ascultător, înșelându-vă singur. Apoi din Psalmul 76 cu versetul 11. Faceți jurință Domnul Dumnezeul vostru și împliniți-le. Amin. Înainte ca să încep mesajul meu, fratele Costică și fratele Ionuț mi-a pus un gând, două gânduri. Fratele Costică și un gând, fratele Ionuț. Și m-a provocat pe mine ca să continui mai departe. Și spune că Domnul Iisus Hristos a făcut prezența și Tom a lipsit. Și vă spun că din grădina Edenului am început noi să lipsim. Când Dumnezeu a spus, Adame, unde ești? Dumnezeu este prezent tot timpul. Când Dumnezeu a făcut, Domnul Iisus Hristos, când a făcut prezența, Toma a simțit prezența Lui, a văzut și a spus, Domnul meu și Dumnezeul meu. Și eu vă întreb astăzi, ați simțit noi prezența Lui astăzi aici? Vă întreb, m-am întrebat. Dumnezeu este prezent tot timpul. El este aici. Și în grădina Edenului a fost Dumnezeu. Omul a fost prezent. Oare noi suntem prezenți? Și fratele Ionuț mi-a dat un gând. Dacă Dumnezeu este prezent, oare cât de confortabil suntem noi să bem o cafeluță dimineața? Bă, într-o zi trebuie să mă duc acasă. Oare putem să bem cafeaua sau ceai dimineața să ne putem duce în veșnicie așa, cum vrei? Și fratele Ionuț m-a provocat. Unde te vei duce? Prorocul Ieremia, capitolul 21, cu versetul 8, care spune, iată până în față, două căi, calea vieții și calea morții. Alege, ia o decizie, alege. Într-o zi, tânărul bogat, și vreau să încep câteva minute, tânărul bogat s-a dus la Iisus Hristos și era frământat despre mântuirea sufletului. Cum pot să moștenesc și eu împărăția lui Dumnezeu? Unde te vei duce? Și s-a dus la Iisus Hristos și a spus, cum pot să moștenesc împărăția lui Dumnezeu? Hristos i-a dat un răspuns concret. Te-a uitat sfintă la el, l-a iubit, spune Sfântul Cuvânt, și l-a spus următorul lucru. Vinde-ți tot ce ai. Orgoliul tău, faima ta, tot. Lasă totul și vei avea comoară în cer, apoi ia crucea și urmează-mă când? Numai duminica? În fiecare zi. Doamne, ajută-ne la acest lucru. Dragii mei, tânărul bogat când a primit un astfel de răspuns, care a fost răspunsul lui? Care va fi răspunsul nostru când zice Domnul Vasile, lasă totul și urmează-mă? Sau fiecare dintre noi, lasă-l totul. Oare ne-am lăsat? Care a fost mesajul lui tânărul bogat când a plecat din fața Mântuitorului? Și ce a spus Mântuitorul despre acest bogat? Un om bogat cu greu va intra în Împărăția lui Dumnezeu. Nu pentru că era bogat, ci pentru că era orgolios. Și n-a putut să se smerească înaintea lui Dumnezeu. Care va fi mesajul? Sau mesajul meu, cei din jurul meu? Sau care va fi mesajul cei din jurul tău? Azi. E timpul să iei decizii unde te vei duce din lumea aceasta. E timpul. Aș vrea să vă spun trei personaje, lot de cinci, care trebuia să spun astăzi, și timpul este foarte scurt, că a fi mântuit nu te costă nimic, să știți.
mă întărește la Domnul. Dar a luat decizie radicală de costă totul. Ca să renunț totul de costă. Trei oameni care au luat această decizie radicală, care vreau să vă spun despre primul om, a luat o decizie și a trebuit să luăm și noi această decizie, este Iosua, care ne spune în capitolul 24, în cartea Iosua, cu versetul 14 și 15. Ați vrea să citim împreună? Acum temeți-vă de Domnul și slujiți cu scumpătate și credincioșie. Depărtați Dumnezei căror le-au slujit părinții voștri dincolo de râu, în Egipt, și slujiți Domnului. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vrei să slujiți. A pus o întrebare poporului. Și asta ne pune și mie o întrebare și ne pune și nouă. Astăzi e o decizie. Cui vrei să slujești de astăzi încolo? E timpul să iei o decizie, care tânărul a luat o decizie care a întors spatele. Decizia pe care a luat-o Iuda și a spus Domnul Iisus, Iuda, pentru sărutarea vii tu pe fiul omului? Decizia pe care a luat tâlharul de pe cruce și a spus, mântuiește-te pe tine și apoi pe noi. A avut șansa să-și mântuiască sufletul, dar a fost decizia lui să fie despărțit de el în veci în vecilor. E decizia mea dacă astăzi vreau să fiu cu Iisus Hristos pe cale. E decizia mea dacă astăzi e ca să fiu cu El în împărăție. Și a spus aici fratele Ionuț, mă duc să vă pregătesc un loc, eu vă aștept. Dar acum trebuie să te străduiesc să decizi. Și a spus Dumnezeu, alege calea vieții, pune prorocul Ieremia, sau calea morții. Cum este calea vieții? Cum este, dragii mei? Este dreaptă, netedă și îngustă. Cum este calea lată? Ocolitoare, lată, dealuri. Sunt mulți ce ce află pe ea, a spus cineva lui Domnul Iisus Hristos. Iar pe calea îngustă, până Iisus Hristos, pe ușa cea strâmtă, pe calea cea strâmtă, nevoiți-vă să intrați, țiliți-vă, luați această decizie. De ce? Pentru că sunt puțini ce ce află pe ea. Și Iosua a spus o întrebare, vă pun astăzi o întrebare, de astăzi încolo, cui vrei să slujiți? Poporul nu știu dacă a dat răspunsul. Dar fiecare dintre noi trebuie să dăm un răspuns, nu mie, lui Dumnezeu. Dacă n-am înțeles această decizie, cui vrei să slujești de astăzi încolo? Și Iosua a luat această decizie și nu numai el. Și spune mai departe, cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Amin. Oare luăm noi această decizie, eu și familia mea și copiii și nepoții și strănepoții, să slujim lui Dumnezeu? Oare am luat această decizie, oare luăm? Iosua a luat această responsabilitate. Nu numai eu să fiu pe cale, trebuie să fie și din cei din casa mea pe calea Domnului. Am fost astăzi la adunare și am vorbit acolo despre Noe. Și vă spun că Dumnezeu nu umblă cu oricine, să știți. Dumnezeu umblă cu oameni neprihăniți. Noi era un om sfânt în generația lui. Și am pus acolo trei lucruri care Dumnezeu i-a pregătit lui Noe. Și noi a ascultat tot ce a făcut, tot ce a zis Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a spus, când e gata corabia, iată că te-am găsit înaintea mea, un om sfânt, un om neprihănit, adică despărțit de lume și mai presus de toate, familia ta este cu tine, nu este în lume. Și vă spun că când a intrat, și am spus astăzi la o altă adunare, când a intrat Noe și familia lui, parcă a văzut ultima peisaj așa de frumos. Și spune Sfântul Cuvânt că Domnul închide ușa după oamenii care umblă cu El în fiecare zi, să știți. Dacă astăzi nu e decizia să umbli cu Dumnezeu în fiecare zi, s-ar putea într-o bună zi să stai afară. Deja baba și oamenii au bătut și a fost prea târziu. Al doilea lucru pe care spune Dumnezeu, închide ușa.
a celor care oamenii ascultă de instrucțiunile Lui. Oare ce facem noi? De câte ori ne spune Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos, dacă eu sunt aici, de ce nu simțiți prezența mea? De ce nu mă iubiți? Ferice de noi dacă ascultăm de El tot ce ne va spune El. Și a treilea motiv pe care, care ușa va separa pe sfinții și păcătoși. Într-o bună zi, va separa mamă și fiică, tată și fiu, părinții de copii. Va fi cea mai groaznică zi din istoria omenirii, când Dumnezeu va despărți. Alege astăzi, eu s-o ales să fie cu familia Lui împărăția lui Dumnezeu. Noi ales să fie, să scape viața și El și familia Lui de potopul. Și mă întreb astăzi și m-am întrebat de multe ori săptămâna aceasta, oare noi, eu și familiile noastre și familiile noastre pe fața pământului, oare putem trece de focul, de potopul? Putem să trecem? Iosua a ales să slujească din toată inima. Al doilea om pe care el a luat această decizie este David. David a ales să-L iubească pe Dumnezeu din toată inima. Și m-am întrebat de multe ori, când îl iubești pe Dumnezeu? Și cum îl iubești pe Dumnezeu? Când îți merge bine? Când îți merge bine? Când ai un serviciu bun, de un salariu de 3.000 de lei sau 4.000 de lei, atunci îl iubești pe Dumnezeu. O altă întrebare, când îți iubești soția, când îți calcă cămașa sau când nu îți calcă cămașa? Iubești așa, la fel? Când? Singur răspuns găsim în Sfânta Scriptură, Salmul 34 cu versetul 1. Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme, și la bine și la rău. Iov a spus, dacă primim de la Dumnezeu, bune, să nu primim și rele? Și cu toate aceste lucruri, Iov n-a păcătuit. Lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Cum îl lăudăm pe Dumnezeu? Când a ieșit poporul Israel a trecut Marea Roșie, atunci a lăudat pe Dumnezeu. Și de atunci n-a mai lăudat pe Dumnezeu. A cârtit împotriva lui Dumnezeu. Și spune mai departe Salmul 34 cu versetul 1. Sufletul meu laudă pe Domnul. Oare noi lăudăm din toată inima, din tot sufletul nostru pe Dumnezeu? Pentru că este vrednic de toată lauda, de toată cinstea. David a ales să-L iubească pe Dumnezeu din toată inima. Spune Salmul 116 cu versetul 1 și 2. Versetul 1. Îi iubesc pe Domnul căci-L aude. De-a ales El să-L iubească pe Dumnezeu. Glasul meu, cerile mele, dar El și-a plecat urechea spre mine și de aceea voi chema, cum? Toată viața mea. Doamne, ajută-ne la acest lucru. Să-L chemăm pe Dumnezeu din toată inima. Și în fiecare zi, când avem nevoie și când nu avem nevoie, și să spună, Doamne, dă-mi putere și pentru ziua de mâine. Ca să poți birui, să ieși biruitor până la capăt. Și al treilea om care a luat această decizie este Zacheu. Zacheu a decis să-L primească pe Iisus Hristos în inima lui. Și decizia aceasta radicală a luat-o de la servici. A auzit veștea că Iisus trece prin cetate. A lăsat totul. Probabil că a vrut să-L mântuiască pe cineva cu 2000 de euro, ca și astăzi, ziua de astăzi. Nu mai vreau bani. M-a săturat de lumea aceasta. Am înșelat prea mulți oameni. Gata. Mă opresc. A luat această decizie de a-L primi pe Iisus Hristos. Trei lucruri pe care L-a iubit pe Zacheu și vreau să fiu foarte scurt. Zacheu știm cu toții că era mic de statură. Nu putea din pricina norodului ca să-L vadă. Și spune că s-a sosit într-un pom, într-un dud. Și spunea că Iisus trecea pe acolo. Primul lucru pe care a făcut Hristos s-a oprit și L-a chemat cum? Pe nume. Zacheu, dă-te jos, oare de unde mă cunoaște? Eu te-am făcut, mă, că ești frumos, mă.
de te joci. Primul lucru pe care l-a iubit pe Zacheu și care a fost: Zacheu, trebuie să stau de vorbă cu tine astăzi. Pentru că sunt aici acum. Trebuie să stau de vorbă. De ce? Pentru că știu cine ești. Știu ce ai făcut până acum. Știu că ai înșelat o grămadă de oameni. Știu că ție îți place numai să primești și să nu dai. Eu știu asta. Dar hai să stau de vorbă cu tine. Și al doilea lucru pe care l-a iubit pe Zacheu: eu vreau să intru în casa ta. Eu vreau să intru în casa ta acum. Mă primești? Iisus Hristos nu forțează pe nimeni. Și spune Sfântul Cuvânt că l-a primit, cum? Cu bucurie. În casa lui. Și al treilea lucru pe care l-a iubit pe Zacheu, și a spus Domnul Iisus Hristos: dacă mă primești în casa ta și nu te rușinești de mine, eu nu o să intru cu mâna goală. Eu vei aduce mântuirea casa aceste. Care a fost mesajul lui Zacheu pentru cei din jurul lui? A fost un om vameș, înșelător. Care a fost? Și ce a spus Domnul Iisus despre omul acesta? A intrat, cum? Mântuirea în casa aceste. Mesajul lui Maria Magdalena, și care a fost? Și a spus ucenicilor: du-te la frații mei, nu de lume, du-te la frații mei. Și care a fost? L-am găsit. Cum este? Este viu în vecii vecilor. Dragii mei, dacă astăzi ai simțit prezența Lui, hai să-L primim pe Iisus Hristos. Ai venit atât pe drumul bucuriei să te întâlnești cu El astăzi aici. Și Toma, poate după 8 zile, aștepta cu nerăbdare să se întâlnească cu El. Și l-a primit pe Iisus Hristos și l-a spus: o, Domnul meu și Dumnezeul meu. A vrea ca toți astăzi să spunem și noi ca și Toma: o, Domnul meu și Dumnezeul meu. Maria a știut pentru ce să plângă, pentru că nu-L găsa pe Iisus Hristos. Maria a căutat pe Iisus Hristos și Domnul Iisus Hristos s-a lăsat să fie găsit și L-a chemat pe nume. Și nu L-a cunoscut înfășișarea, dar a cunoscut glasul Domnului și a spus pe nume: Marie, rabuni învățătorule, L-am găsit. Este viu în veci în vecilor. Sunt foarte fericită. Doamne, ajută-ne la acest lucru. Ca să luăm această decizie radicală, să slujim Domnului cu toată familia noastră, să-L iubim pe Dumnezeu cu toată inima noastră și să-L primim pe Iisus Hristos. Și nu numai să-L primim, și să rămână în familia noastră. De acum, în veci în vecilor. Amin. Slavă Tatălui, Fiului și Sfântului Domnului.